Revenim în această ediție specială înainte de Paște, mai sunt câteva zile și sărbătorim Paștele, am vorbit despre toate chestiile posibile. Ajungem însă și la amenințările viitorilor, care sunt cumva conexe cu predicțiile. Și aș începe tot cu o treabă interesantă. Am amintit cumva întreagăt în prima parte a emisiunii, bă, dar reușesc mă cu pagina asta, s-au lipit dubios. S-a lipit? Ești ca Umberto Eco, știi, când era lipită cu o travă. Cu o travă, da. Și nici nu e așa, cinci profeții șocante. Omul va atinge nemurirea. Hai, începem bine. Apropo de treaba asta, Ian Person, un futurolog, spune că... Cuvântul ăsta e interesant. Am crezut că înjură. Vorbește-mă frumos. Eu am crezut că înjură pe Person. Vorbește frumos. Ian Person, futurolog. Băi, stați, suntem online, suntem la TV. Nu, dar nu e vorba de asta. De ce? De ce nu e cu de asta? Futurologia. Stai, mă, stai că le încurcă aici, bă, m-ați făcut prea. Bun, ce zice Ian Person? Dar ce faci în capă, ele? Ce ai făcut? Curți oaie. Ai pachetat salam! Eu n-am zis nimic, ăștia-s de vină. Cel mai devreme, în 2030, ajungem la nemurire. Deci, n-ai mai spus asta, dar da, cum? Bine. Întrebare, hai. Cum? Asta nu e amenințat. Cum îl cheamă? Bine. Curți. Bă, futurolog. Are nume de acordeon. Bun, Ian Person zice futurologul ăsta. Zice că... Și el ai vorbit urât, cum ai zis că îl cheamă? Ian Person. 34 de ani, oamenii vor trăi, în peste 34 de ani maxim, oamenii vor trăi exclusiv în mediul online și vor fi capabili să comunice chiar și cu animalele lor de companie. În viitor vom concepe celule pe care le vom putea conecta la sistemele electronice din jurul nostru. Prin urmare, vom fi mult mai inteligenți, mai capabili din punct de vedere fizic și mult mai sănătoși față de cum suntem acum. El zice că până în 2050 vom participa la propria noastră mormântare, datorită nemuririi virtuale. Până în 2050, aproape toate mințile noastre vor fi stocate în sisteme computerizate, făcând ca omul biologic să fie redundant. Dispozitivele digitale vor deveni conectate la creierul nostru, așa, transformându-se într-o extensie a minții. Într-o bună zi corpul va muri și odată cu el creierul se va opri, dar nu e o problemă pentru că 99% din mintea ta va fi în regulă funcționând în mediul virtual. Cum vi se pare acest viitor? Ne vom conecta la un Android, eventual, pentru cei care au mai multă dare de vor avea mai mult bani. Vor cumpăra și un corp. Da, și ne vom cumpăra un corp. Ți-am zis că sunt cu science fiction, am citit foarte mult science fiction. Tot în romanul ăla de care ziceam, Neuromancer, este un citat celebru care zice așa: viitorul există deja în societatea noastră, doar că este inegal distribuit. Primul lucru care trebuie spus este că pe pământul ăsta sunt 8 miliarde de oameni, o să fim 10 în curând, care unii sunt la nivel tehnologic și de bunăstare foarte ridicat, iar alții sunt încă în comuna primitivă. Și toate palierele sunt ocupate, și epoca sclavagistă, și evul mediu, și săraci, și bogați. El când vine să zică în 35 de ani se va întâmpla chestia, traducerea este posibil ca în niște decenii, poate 30, poate 50, poate 100 de ani, o parte mică a lumii, foarte privilegiată și foarte tehnologizată, să facă chestiile astea. Dar ea, această parte mică, va coexista cu unii care încă vor face mâncare la lemne. Sigur că, dar în Africa tot după apă o să se tot după apă o să și o să-l mănânce crocodilul. Și ăla din Africa, ultimul gând al lui va fi să sabloadeze pentru că îl aleargă în continuare crocodilul. Sau vrea să-și pună asfalt. A trecut de perioada cu crocodilul și vrea și el să fie cam cum era România în 1960. Nu știu ce să zic. Cred că vor năvăli ăia din Africa, pentru că dacă nu intră la povestea și asta, toate așa computer. Cum se întâmplă și acum, înțelegi? Că năvălesc, sigur, în societăți mai prospere, da? Vor veni cu barca, vor muri, așa vor veni și atunci. Și vor zice, păi de ce? Adică eu să mor și tu să rămâi nemuritor în calculator. Vreau și eu să rămân nemuritor în calculator. Sau să-ți arăt siguranțele de la calculator. Exact, e foarte imprevizibil viitorul. Exact, adică, dar ăla vine și cu o gheoacă. Ăștia sunt vizionarii ăștia, exact. Ăla vine cu parul. Vine cu parul, zice, băi, vizionarii ăștia pe mine mă înduieșează, pe cuvânt. Da. Absolut. Vor fi triburi și triburi. Triburi în sensul valoric și tehnologic al cuvântului. Vor fi unele zone din societate care vor rămâne în continuare într-o mediocritate de asta de tip Telega sau Mizil, unde facem un corpuleț, așa, un mic... Iartă, mai vreau să spun o singură chestiune, atâta vreau să spun și eu. Dom'le, sunt și oameni, eu cred că o să mă număr cu trei, care nu o să-și dorească să mă trăiască. Exact. Adică trebuie să luăm în calcul și povestea asta. Vor exista și nu puțin, mulți oameni care nu se gândesc la nemurire, atenție, da? Ci care vor considera, bă, a fost bine
Da? Cum spunea bunica mea, Robert, asta. Mi s-a urât. Da, bă, mi s-a luat. E cam destul. La revedere. Nu, da. nu toți aleargă după nemurire, ca să ne înțeleg. Mă întorc și asta va naște niște probleme de etică, pentru că ăia din familie vor zice, iartă-mă că duc așa mai departe. Dar vreau să rămână tata lângă mine și tu vei lăsa în testament să nu cumva, să vă prind, că mă ține în priză pentru încă un sădan, că vă iau la vor siguranță. Deci v-am povestit de romanul cât mai vreau să avem. Fii atent. Doar atât. V-am povestit de romanul New Romancer și de personajul care era Bloodac. Nebunii m-a dus să-l citesc. Era Bloodac, se numea Bobby Flatline, era programator. Și îl scotea, îl băga, îi zicea, fă treaba asta, îl băga înapoi. Și ăsta era în echipă cu un om foria, cu care stătea de vorbă și el zicea, mamă, te apreciez, ce, ești un personaj legendar. Și uite, avem de făcut treaba asta. Și ăsta, de pe dischetă, îi zice, Gogule, am o singură rugăminte, te ajut să facem chestia asta, dar am o singură rugăminte. Să mă ștergi. Când terminăm chestia asta, păi șterge-mă că vreau să mă ștergi. I se urse. Băi, ce discutăm noi aici? I se urse. De iată ce spune acest Ray Kurzweil. Cred că așa se pronunță. Fost inginer american, care e în conexiune cu gigantul tehnologiei Google. Ăsta zice că vom fi mult mai sexy și mai buni la orice momentul când se vor implanta computerele în creierul nostru. Da. Sexul este pe bază de impulsuri electrice. Da. Everything is in the head. Așa se zice în sexologie, să știi, înțelegi? Da. Iar în momentul în care îți va băga niște electrozi și se va face conexiunea interfața om-mașină, cyborg, o să fie un sex genial, care va fi, uite așa, dat la maxim 11 din 10, cum era în filmul ăla, în comedie. Da, și care și asta găsești în New Romancer. O să râdeți și până și asta e New Romancer. Îți mai face și legătura cu Pornhub-ul și s-a terminat. Deci, adică este, va fi... Angro. Angro, da. Adică... Mă rog, nu știu ce e Pornhub, dar... Nu contează. Deci, parcă te gândești dacă mai vrei să trăiești sau nu, a? Da, bă, poate, da. Unii vor dori să trăiască 3-4 vieți, nu știu ce. Alții vor zice, bă, gata, am văzut tot. Nu, atenție, toată treaba asta... Dincolo de povestea asta cu goana după tehnologie și ce spuneau Musk și ăia 1000 care au semnat și au zis că au luat-o prea repede în pas alergător în galop cu inteligența artificială, se naște în momentul de față, trebuie să se nască, e obligatoriu să se nască, o imensă dezbatere pe chestiuni de etică. Imensă dezbatere. Atenție, până da, bă, nu numai ta. Vor apărea și noi, vor apărea și noi legislații, materii juridice, noi. Sigur. Deja, cum să spun, numai nebunia asta cu ChatGPT care a ajuns deja la varianta 4 în momentul de față. Naște la nivel de etică, la nivel de legislație deja niște debate-uri extraordinare. De-aia toată lumea s-a speriat, pentru că toți văd dezvoltarea asta tehnologică fiind venirea raiului pe pământ. Bă, nu e deloc. S-ar putea să fie iadul pe pământ. Hai să vă pun bomboana pe colivă, că v-am frecat. În cartea New Romancer. Iar ne zice de carte. Știți care e subiectul cărții New Romancer? Așa. Această echipă de băieți care să facă, să dreagă, să hackeri, este angajată de o inteligență artificială care până atunci era ținută în lanțuri electronice, conform unei noi legislații, și care zicea, nu ai voie să te dezvolți la adevărata ta putere, te folosim noi, te ținem în lanț, și aia îi angajează pe băieții ăștia să ducă să taie lanțurile și să fie liberă în spațiu virtual. Despre asta e povestea. Da. Deci, până și asta este în cartea New Romance. Okay. Păi trebuie să citiți New Romance. Da, bun. Nu avem un cont. Oamenii își vor cumpăra copiii de la companii specializate în nașteri. Mă rog, e o proiecție. Bănesc că se va se întâmplă și azi. Se va întâmpla sunt companii, sigur, la negru. Care se ocupă de adopții. Și de mame surogat. Și de mame, adică aia e, da? Sunt și de personalizare genetică. Și de personalizare genetică, chiar dacă este făcută. Chiar dacă e făcută, da? Să dă niște băieți care au bani, să duc acum și cer, vreau să fie fată, vreau să fie băiat, vreau să fie... Blond, cu tare... Se va ajunge la asta, vreau să fie arhitect, vreau să fie muzician, vreau să fie... Bun. Companii precum Apple, Google, Facebook vor ajunge proprietarele minților noastre. Cumva sunt proprietarele minților multora și TikTok, îl băgăm și pe ăsta aici, da? Până în 2040-2050, jumătate în populația globului va fi asistată social. Încheiem cu asta, din păcate, astea sunt predicțiile, perspective. Plăcute, niște subiecte plăcute pentru perioada Paștilor. Da. Mă simt bine că mă gândesc. Ce să mai vorbești astăzi, că preocupările sunt masive, multiple, suntem bombardați de peste tot. Nu mai vorbim de cele 5 tipuri de civilizație. Ce bine ar fi în perioada asta, înțelegi, să stai. Uite, cred că ajunge să fie la un moment dat asimilat, eu l-aș asimila postului, să mă ierte cineva dacă, Doamne ferește, rostesc vreo damă. Da.
Și oamenii din ce ce mai des mai la chestia asta. Bă, o săptămână, da. În săptămâna da. Mare, da. Să reziști fără mizeriile astea care ne-au acaparat mintea, da. Ne-au acaparat timpul, ne-au luat bucuriile mărunte da. Ale da. Vieții, ne-au luat răgazul de a privi o muscă, o lăcustă, un pic de cer, o frunză, un boboc de trandafir. Bă, voi vă mai aduceți aminte cum era 2000 când aveam telefoane și când mergeam de nebun pe stradă? În telefonul meu nu există decât telefonul clasic. N-am Facebook, nu am absolut nimic în telefonul ăsta, decât ceea ce trebuie să fie într-un telefon, să pot să vorbesc cu lumea, să pot să-l întreb pe Palada ceva, să pot să-i răspund la un apel, atât restul. Fericit. La revedere. Mie nu-mi bipăie noaptea, că nu știu cine trimite mail. Când adormi citind o carte. Exact. Ai un somn. Dar nici măcar nu e greu. Dom'le, am de lucru, mă așez la birou, la computer, dom'le, și lucrez. Hai să vedem, că într-adevăr sunt oameni care au alte preocupări la finalul emisiunii. Și aș vrea să dăm un top în ordinea aia, nu contează, apropo de, că nu e un top 5 în sensul de unul e pe primul loc și hai să începem cu nena la care are o perspectivă deosebită asupra ficatului lui. Da? Hai. Nu ăsta. Cum faceți după ce beți motorină? Cât beți pe zi? Nu depășesc mai mult de o bere la oră. Cam asta e viteza, o bere pe oră. Da, păi e ficatul meu, e organul meu, nu-mi bat joc de el. Nu își bat, am o bere pe oră. Asta e ca 10, da. 10 litri la 100 de kilometri, ce o bere pe oră, cum merge un ficat. Da, asta l-am pus pe primul mă, de ce se întâmplă, am și menționat pe nu își bate joc de ficatul meu. Ăsta e băiatul care a deschis această capodoperă românească. E bun, mă, e bun. Da, e bun. Mie cea mai tare invenție românească, nu cred că am văzut-o până alte părți ale lumii, mi s-a părut petul cu toartă. Voi vă aduceți aminte? Deci, da. Petul ăla de 2 litri, căruia i-au atașat o tortiță și îi vedeai la un dat pe carmoliș, mergând la un dat, chiar luau un din ăla la toartă așa direct, înțelegi? Asta mi se părea extraordinar, nicăieri n-am văzut. Peste tot îi stau bericile mici. Așa că... Cum era ăla cu bancul? Stați. Cum faceți după ce beți motorină? La bidon. Nu fac nimic. Nu, motorul la bidon. Răgăi așa și îți dă gazele pe gât. Acum a dus și mai bag o bastârcă. Să bea motorina? Nu, decât din greșeală, păi nu vă dai după aia. Cum era ăla de zicea, că stăteau de vorbă și zicea unul, zice, domnule, eu nu pot să beau mai mult de 5 beri pe zi. Și a zis, băi, ești nebun, cum să nu bei 5 beri? Păi, domnule, 10 litri e cam mult, că vedem pe 3 litri. Erau în berile la 2 litri. Altul. S-ar putea să avem de ăștia. Murea ca Bruce Lee de la prea mult lichid. Da. Ia, care mai e? Tot ele? Da. De primă nu prea sunteți, că nu aveți de ce. Spuneți că oamenii politici nu vă deprimă. Niciodată nu m-a deprimat oamenii politici. Îi respect și la ei. Acum, le-a dorit faptul vă zic asta. Cum fac să aduc șobaloți la caii mei și la vacile mei? Asta, o întrebare bună. Da, în România, fac un apel la ei. Satul Sudist, Comuna Găzean, județul Buzău. Mă, stai rupt în gură. Băi, asta mi se pare genial la ăștia care se bată. Nu cred că am fost vreodată atât de bad totuși. E chestia asta când... E senzațională. Da. Asta cu țiul la ei, cu politicienii? Da, țiul la ei. Frumos, elegant cât de cât. Țiul la ei, frumos, elegant. Da. Din ciclul ăla, categorie. Privirea, e exact privirea, o știu foarte bine. Da, am unul la intrarea în magazinul de la colț, din cartier, care stă acolo și așteaptă să iasă lumea din... să-i dai aia. Nu vrea bani. Nu. O bere, dacă se poate, și o pâine, dacă ești. Da. Iese câte toată lumea știe. Da? Două alimente. Da, două alimente. Două berea alimente cu pâine. Hai să depășim faza asta. Ăștia sunt, ăsta e model. Uite. Ia. Pe ce continent se află țara noastră, România? Condusă de alte partide. Asta e ideea. Da. Cine ne conduce? American ne conduce. American. Noi nu suntem în stare. Nu suntem. Pentru că a finanțat americanul. Filmați, da? M-a filmat. Da. Americanul ne conduce. Bă, bad. Da, gândește limpede. Da.
La unii vin o veritas. Beat mort, dar încă viu. Dar asta foarte competent, da, politic. Da, da, da. Săptămâna patimilor pentru unii, da, e omul probleme e, de genul ăsta. Băi, să spui adevărul, eu ia, mă, stai, mă, ăsta nu cred că e consumator. Ia să vedem ce zici. Ia. Când beau apă și vomit, când beau țuică, n-am nimic. Îmi permis să mă întreb, câtă țuică beți pe zi? 2 kg pe zi. Doctorul mi-a recomandat. Nicolae, da, bea 2 kg de țuică pe zi. Băi, da. Asta cu 2 kg e solidă, e marmeladă de asta. Da, e... e... Da, e... Doctor mi-a recomandat. Doctor mi-a recomandat, sigur i-a zis, da. Da. Sigur. Nicolae. A fost un top al patimilor și al acestor, cum să zic, voi credeți că noi suntem un popor cu mulți bețivi? Păi, statisticile arată că da. Da? Da. Deci avem o problemă cu alcoolismul mare în România. Eu cred că acum problemele astea cu alcoolul pot fi diferite. De exemplu, o mare incidență a cirozei este în Franța, unde ăia nu-și toarnă și în cap. Dar paharul ăla la prânz 1, 2, 3 seara, 10 grame de alcool pe zi, frecvența de alcoolism, nu cantitatea. O sticlă de vin pe cap de vită furajată, da, în Franța. Da, 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 au, da, sticlă de vin. Au incidență nepraznică. Mi-a zis și un doctor același lucru. Dar da, vezi că chestia aia cu piu, 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 poate să facă ficatul la fel de... Domne, nu trebuie să bei un kilogram de țuică, pe zi, ca să fie alcoolic. Nu, domne, 40 de grame. Alcoolismul se instalează în momentul în care alcoolul devine parte a metabolismului. Și organismul nu mai poate metaboliza în regulă decât în prezența alcoolului. De aici sevrajul. Nu cred că intri în sevraj dacă... Da. Nu bei 40 de... Nu știu, cred că... Dacă bei 40 de grame, 50 de grame de alcool zilnic, timp de 10 ani, este alcoolism ca la carte și metabolismul nu se mai face. Trebuie să-ți dau un caz de care să contrazică complet. Da, dar astea excepțiile. Vorbim acum statistic. Dom'le, stai așa, era actorul Core Răutu, Dumnezeu să-l odihnească. El își cumpăra dimineața, avea, nu mă rog, un litru de alcool pur de la farmacie, îl îndoia cu apa, dar el povestea, nu e bârfă ce spun eu. Și până seara termina. Băi, litru de alcool. Eu cred că alcoolic e ăla care când se trezește dimineața se gândește la alcool și are o problemă cu asta. Păi asta zic. Din punctul meu de vedere, ați pune un pahar într-un stil aristocratic așa seara și pe care nu-l termin ca să-l ai la dispoziție așa și adormi. Domnule, dacă e zi de nu zi, este alcoolist. Am văzut un studiu făcut de britanici care cei mai dur... Dacă e zi de zi, e alcoolic. Nu. Am văzut un studiu făcut de britanici, unul dintre cele mai dure făcute vreodată, și pe Netflix îl puteți găsi, în care constatarea e că 50 de grame de whisky, vodka, ce vreți voi, tărie sau o sticlă de bere sau un pahar de vin nu provoacă leziuni ale creierului sau daunele ficatului. Nu, nu, dar este alcoolism. Deci este... Domnule, alcoolism înseamnă cretin. Nu zic că înseamnă distrus. Nu, au mai modificat. Domnule, zi de zi, ritm, la această ritmicită, asta e definiția alcoolismului. Da, dacă ăsta e alcoolism, eu stau cu... E o dependență, tu despre asta vorbești. Așa cum sunt oameni, spre exemplu, care... Nu, sunt oameni care nu rezistă, spre exemplu, fără a mânca zahăr într-o formă în fiecare zi. Da, fie că vorbim despre ciocolată, fie că vorbim de ceva dulce. Sau carbohidrați. Eu nu depășesc două pare de vin băute la un șpriț, la o petrecere. Nu sar nicio zi? Nu sar nicio zi peste două pare, dar în fiecare seară îmi pun un par de prosecco la capul patului, pe care aproape niciodată nu-l termin. De multe ori iau o seară. Dar la capul patului, îți place să bei în pat? Pe noptieră, da. Ca pe somnifer. E un pahar plin și unul gol, se poate ce se face. Deci care e băutura preferată ca să facem un tur rapid aici? La tine prosecco, am înțeles, Mirel? Vinul roșu sec, Cabernet Sauvignon sau Sangiovese. Da. Mirel? Are o tărie mai puțin. Din toate. Din toate, da? Da. Okay. O țuică bună, un vin bun, da, să fie curate. Vinul roșu și eu votez pentru vinul roșu. Da, eu știu un caz, cu asta vreau să închei. A murit pe năsălie, caz Nardel. Năsălie, frumos, evident că s-a trezit, că așa se întâmplă în poveștile astea românești, se întâmplă ceva... S-a trezit mortul? S-a trezit mortul. Și a zis, din momentul în care s-a trezit, n-a mai băut apă. Bă, să nu faceți așa, că nu zic, asta e, asta a fost un caz special. Da? Dar asta e autentic, așa. A mai trăit 25 de ani numai cu vin. Sunt situații. Dom'le, da, sigur. Se poate. Ia o pastă. Da. Da. Și bunica mea la fel. A băut până la 90 de ani în fiecare zi. La fel cum... Dar sunt și doctori care zic, surprindeți ficatul, deși apă.
La fel. Da. Să-i multă apă. Mădălin, ferească Dumnezeu, dar contraexemplu este bietul copil care face ciroză la 11 ani. Da, corect. Adică nu poți să te ghidezi după extreme. Sesia față de alcool e o mare problemă. E foarte important să-ți cunoști limitele, trupul cât poate să ducă la un moment dat. Și să-ți mai surprinzi. Să nu te mai crezi la 20 de ani când ai 50. Adică sunt niște chestii la un moment dat. Din păcate ești nevoie să constați asta. Da. Din păcate nu vrem să... Și mai trebuie spus chestia aceea că alcoolul grăbește diabetul. Da. Și am încheiat povestea, nu beți... Totuși, ediția următoare, când ieșim din post și din asta, poate trecem la lucruri mai... Poate veni și noi și prinți împreună. Da. Poate discutăm și despre altceva. Să le spunem celor care ne privesc că tot planificăm o ieșire la un moment dat la apă minerală. Ne amenințăm unul cu altul ieșirea asta. Doar noi trei am ieșit într-o seară așa frugală. Eu am să vin la... Am să vă fac o surpriză la o emisiune în care am să vin cu o plăcintă și o sticlă de vin în platou, că altfel nu văd că nu ne reușim. Vă doresc sărbători minunate, liniștite. Doamne ajută. Doamne ajută, sărbători fericite. Paști fericite. Paști fericit. Și inspirație. Tuturor celor care ne urmăresc, sigur, eu mai continui și mâine și poimine, să vă fie bine. Ne revedem după Paști, marțea de după Paști. Până atunci, o săptămână mare, luminată și spirituală, nu discutați de alcool ca noi, vedeți că vin deniile și după aceea, Paști fericit și... Da, sunt cum și români care, mă rog, merită o mediatizare pozitivă, pentru că încă se mai întâmplă lucruri frumoase în țara asta și poate reușim după să cunoaștem în fiecare ediție, sau cât putem de mult, și astfel de români. Rămâneți cu Metropola TV, mulțumesc că ne-ați urmărit, mulțumesc cu Uniformen pentru ținută. Ne revedem mâine de la ora 21. Toate cele bune. Un invitat deosebit, o nouă ediție specială în această săptămână, cu o perspectivă foarte interesantă asupra vieții și asupra lumii. Toate cele bune. Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.